Ce faceți? I'm going to tell you a little bit about my story. Vreau să vă zic un pic din povestea vieții mele. Really short. Pe scurt. So really simple. I decided to follow Jesus as a young boy. Foarte simplu. Am decis să-L urmez pe Iisus Hristos ca și copil mic. Like some of the small ones here. Ca unii dintre voi care sunteți cei mai mici aici. But for me, things didn't get tough until I became older. Dar pentru mine, viața mea n-a devenit mai grea decât atunci când am crescut. My faith was challenged when I became like someone who was in that. Credința mea a fost încercată când am ajuns la vârsta băieților din spate. Growing up, for me, I struggled with doubt, frustration, and isolation. Crescând, m-am luptat mult cu îndoială, izolare și frustrare. And because of that, I grew mad at God. Și din cauza asta am început să fiu mâniat pe Dumnezeu. I grew depressed. Să intru în depresie. And I didn't trust people. Și nu mai aveam încredere în nimeni, în oameni. And as much as I battled, I still fought with God. Și oricât de mult mă îndoiam, tot mă luptam cu Dumnezeu. Still believing that there was something good that He was going to do. În același timp credeam că El urma să facă ceva bun în mine. To give you an example, ca să vă dau un exemplu, I had the opportunity to go play college soccer. Am avut oportunitatea să merg să joc fotbal la facultate, pentru o facultate. And in my first year, I was doing great. Și în primul an totul a decurs minunat. But in practice one morning I broke my leg. Dar la antrenament într-o dimineață mi-am rupt piciorul. And it crushed me. Și lucrul ăsta m-a zdrobit. And in that moment I learned a lot about where I was. Și în momentul acela am învățat multe despre modul în care eu eram. Because my own teammates didn't care. Pentru că celorlalți din echipă nu le păsa. And my own coach wouldn't take me to the doctor. Și nici măcar antrenorul nu mă ducea la doctor. And I got so mad. Și m-am mâniat. Both at people and at God. Atât pe oameni cât și pe Dumnezeu. Because this is what I was passionate about. Pentru că lucrul ăsta era pasiunea mea, fotbalul. And I grew more depressed. Și lucrul ăsta n-a făcut altceva decât să mă facă să fiu mai depresiv. So to continue. Și ca să continui, I began to still work through my faith with Jesus. Tot încercam să mă lupt în credința mea cu Iisus. And now in the working world, și într-o lume frântă, I have a really cool job. Am o slujbă, un loc de muncă foarte bun. But still I'm frustrated. Dar tot eram frustrat. Even now. Chiar și în momentul ăsta. At times I still ask God, why am I where I'm at? Sunt momente în care îl întreb pe Dumnezeu, de ce sunt în locul în care sunt acum? Because community is still very hard. Pentru că comunitatea din care fac parte încă este dură. And my job is so exhausting. Și locul de muncă unde sunt e foarte extenuant. And to be fair, I'm not happy most of the time. Și să fiu cinstit cu voi, nu sunt cel mai fericit majoritatea timpului. But somehow God has always come through. Dar întotdeauna, într-un fel sau altul, Dumnezeu m-a ajutat să trec de partea cealaltă. And so I want to read you where I find my hope. Așa că vreau să vă citesc unde îmi găsesc eu speranța. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3. He has made my teeth grind on gravel. Mi-a sfârmat dinții cu pietre. And me cower in ashes. Și m-a acoperit cu cenușă. My soul is bereft of peace. Mi-ai luat pacea. I have forgotten what happiness is. Și nu mai cunosc fericirea. So I say my endurance has perished. Și am zis, s-a dus puterea mea. So is my hope from God. Și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Remembering my affliction and my wanderings. Gândește-te la necazul și suferința mea. The wormwood and the gall.
la pelinci, la otravă. My soul continues to remember it. Deși aduce aminte sufletul meu de ele. And is bowed down within me. Este mâhnit în mine. But this I call to mind. Iată ce mai găsesc în inima mea. And therefore I have hope. Și iată ce mă face să mai trag nădejde. The steadfast love of the Lord never ceases. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. His mercies never come to an end. Îndurările Lui nu sunt la capăt. They are new every morning. Ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Great is your faithfulness. Și credincioșia ta este atât de mare. The Lord is my portion, says my soul. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. Therefore I have hope in Him. De aceea nădăjduiesc în El. The Lord is good to those who wait for Him. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El. To the soul that seeks Him. Cu sufletul care îl caută. And I could go on and on in this passage. Și aș putea să continui din ce în ce mai mult în pasajul acesta. But this reminds me. Dar lucrul acesta mi-a ce aminte. That all the junk. Că toate gunoaiele. The heartbreak. Greutățile. The failure that I face. Greutățile prin care trec. The depression. Depresie, the doubt, îndoială. That every day is new. Că fiecare zi este nou. Not because of what I do. Nu datorită la ceea ce eu fac. But because what He does for me continually. Și ceea ce El face pentru mine în mod continuu. Because even if no one else loves me. Pentru că chiar dacă nu mă iubește nimeni. Like I desire. Așa cum eu îmi doresc. He does every time. El o face de fiecare dată. And it's always what I need. Și este întotdeauna ceea ce eu am nevoie. Even when I don't see it in the moment. Chiar dacă nu văd lucrurile acelea în momentul acela. And so therefore I rejoice. De aceea pot să mă bucur. Even when it's hard. Chiar și atunci când este greu. And that's some of me. Și asta este povestea mea. So thank you. Așa că vă mulțumesc.